30 de secunde de zâmbet, vă rog frumos. Puteți zâmbi. Suntem destul de amărâți în rest. Suntem destul de concentrați pe tot felul de lucruri. Odihna lui Dumnezeu se măsoară în zâmbet. Odihna lui Dumnezeu se măsoară în detașare de toate lucrurile care până acum ne-au ținut încordați ca un arc. Au nevoie oamenii de altceva, are nevoie lumea de altceva, avem nevoie noi de altceva. Reflexul de oglindă l-ați verificat? Ați observat un lucru? Eu l-am observat la mine, vă spun din proprie experiență. Mă duc înaintea oglinzii și pentru primele secunde nu mă recunosc. După 3 secunde iau exact mima aceea care mi-e favorabilă, adică încep să zâmbesc. Mă corectez în oglindă și așa pot să stau cu mine în oglindă mai mult timp. Dacă aș rămâne cum sunt în rest și de obicei, mă îndoiesc că m-aș putea suporta prea mult. De asta vă spun, e nevoie de corectură. Biserica, sabatul, odihna cu Dumnezeu aduce corectură în viața și în identitatea noastră. Corectați-vă! Și zâmbiți! Ați băgat de seamă că nici nu știm să zâmbim câteodată? Hollywoodul, televizorul și așa mai departe îi deformează pe copiii noștri. Experiența mă face să vă spun că atunci când vorbesc cu copiii de un an, doi, trei, patru, care acum cresc, și le spun zâmbiți, am băgat de seamă că nu știu să zâmbească. Ei zâmbesc online. Știți cum e asta? Așa. Forțat. Au trecut al 30 de secunde. Vă invit să rămânem pe fondul acesta al mulțumirii față de Dumnezeu și să vă spun bun venit la biserică. Momentul acesta este un moment de refacere a legământului nostru cu Dumnezeu. Asta înseamnă închinarea. Astăzi, acum, în momentele care urmează, Cuvântul lui Dumnezeu ne va pregăti pentru două lucruri. Odată pentru închinare și odată pentru legământ. Dacă cei ce suntem aici nu vom încheia sau reînnoi sau reface legământul nostru cu Dumnezeu, atunci să știți că venirea noastră la biserică a fost un eșec. Dacă astăzi, cumva, dumneavoastră veți reface legământul cu Dumnezeu, în condițiile cuvântului lui Dumnezeu și al închinării, atunci are rost. Ați venit la biserică pentru un rost. Pentru ca să facem lucrul acesta, vă voi invita să începem cu un text care ne va folosi ca subiect major de închinare și apoi vom trece la un caz pe care îl vom analiza. Deci un text și un caz. Textul se găsește în Evrei, capitolul 11 și este textul care spune la versetul 24, Evrei 11 cu 24, deci, prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, versetul 25, ce a vrut mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcere de o clipă ale păcatului, 26, el socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătire. Mulțumesc! Vreau să vă întreb, ce vedea Moise? Ce vedea? E mare lucru, e foarte important să hotărâm ce vedem. Va trebui să hotărâm în dreptul nostru foarte limpede ce vrem să vedem.
poți să privești și să ai ochii ațintiți spre toată lumea aceasta. Dar este foarte important ce selectezi din ceea ce vezi. Și cuvântul spunea că Moise avea ochii ațintiți spre răsplătire și vedea răsplătirea. Versetul 26-27. Prin credință a părăsit el Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel nevăzut. Ce vedea Moise? Imnul de început spune așa: l-am văzut pe Iisus pe Golgota urcând cu spini, fruntea lui sângerând, i-am văzut ochii triști, i-am văzut crucea grea când în noaptea durerii cădea. Mă întrebam, pentru ce suferea? Mă întrebam, pentru cine murea? Să înțeleg, îmi era foarte greu. Lângă cruce am oprit pasul meu. Dragii mei, educați-vă mintea, ochiul, ființa, sufletul, ființa interioară, educați-vă să vadă lucrurile lui Dumnezeu. Nu vă lăsați orbiți de reclamele de neon, argon, neoanele, eu știu, mai moderne care sunt astăzi, reclamele de tot felul. Nu vă lăsați blocați de această lume atât de joasă. Ați băgat de seamă și ați observat că în nopțile cu stele, dumneavoastră nu mai vedeți stelele? În orașele noastre nu se mai pot vedea stelele datorită luminilor artificiale care blochează vederea. Nu poți să treci dincolo. Suntem prizonierii propriei noastre lumi. Și dacă vom lăsa ca lumea aceasta să ne condiționeze gândul, privirea, felul de a fi, vom rămâne blocați în cușca aceasta existențială londoneză, bucureșteană, dacă vreți, a Los Angelesului. Pământul ăsta are un magnet prea puternic, ne atrage prea mult în jos. Există reflexe care ne țin legați de glia acestui pământ și nu ne lasă să evadăm dincolo spre ceea ce ar fi normal să fie. Și anume, Moise avea ochii ațintiți spre răsplătire, ca și când ar fi văzut pe cel nevăzut. Este o realitate cu care ar trebui să ne îmbogățim viața. Vreau să vă întreb încă o dată. Ce admirați? Ce vedeți? Ce este înaintea ochilor voștri? L-ați văzut pe cel nevăzut? Sau nu? Aș vrea să spun în momentul ăsta, dacă l-ai văzut pe cel nevăzut, nu vei putea pleca niciodată de lângă el. Vei avea întotdeauna un punct în universul acesta în care te vei întoarce mereu și mereu. S-ar putea întâmpla ca viața să te prăbușească, s-ar putea întâmpla ca viața să te calce în picioare, s-ar putea întâmpla ca viața să-ți creeze șocuri imense. S-ar putea întâmpla la un moment dat să spui ca Elie: am rămas singur. Dar și singur, dacă ai rămas, dacă l-ai văzut odată pe cel nevăzut, când vei fugi, că vei fugi. Când vei fugi, vei ști unde să fugi. Când vei fugi, vei fugi în brațele celui pe care l-ai văzut odată și care nu poate să-ți iasă din minte, nu poate să-ți iasă din memorie. Frații mei, am cazul lui Moise care este prezentat aici, este pentru mine fascinant. Vreau să vă întreb, când l-a văzut Moise pe cel nevăzut? Când? Că zice aici, când a fost mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon din cauza
că îl văzuse deja pe cel nevăzut. Deci când îl văzuse? Poftiți? Înainte. Când? Când? Când maică-sa, ce era maică-sa? Iochebed. Vorbiți-mi despre Iochebed. Iochebed era o femeie care avea un bordei de pământ, ca așa ajunseseră să aibă. Evrei din oamenii bogați de altă dată ajunseseră pe vremea lui Moise să fie cei mai săraci, robii egiptenilor, bordeieni. În casa lor, cu podea de pământ măturată cu nuiele, dată cu var, probabil, ca și casa bordeianului românesc de altă dată. În casa aia, spuneți-mi, vă rog, ce a reușit Iochebed să arate lui Moise? L-a găsit fata lui Faraon și l-a luat de pe Nil, i-a pus nume Moise, că l-a scos de niciunde, arătând că ea a fost, de fapt, răscumpărătorul copilului. Și a vrut să-i aducă aminte din totdeauna că i-a fost dat providențial, a venit pe Nil. Nilul era zeul lor preferat, care le aducea și binele și răul și toate lucrurile, și în momentul în care fata faraonului n-avea copil și Nilul i-a adus pe copilul acesta, el l-a considerat ca fiind darul zeilor, l-a considerat ca fiind supranaturalul care se întâmplă în viața ei și l-a pus acolo și l-a văzut destinat ca fiind salvatorul Egiptului și l-a luat, l-a încredințat femeii evreice ca să aibă grijă de el, pe vremea când copiii evreilor erau aruncați în Nil ca să fie uciși. Așa e? Așa e? Și l-a luat Iochebed și acolo, în bordeiul ei, cu mijloacele ei, a făcut pentru Moise ceea ce Moise n-a putut să uite niciodată. Noi avem probleme cu educarea copiilor noștri, știți? Suntem învățați de societate că un părinte nu poate să-și educe copilul. Așa învață societatea. Societatea învață pe un părinte că copilul lui are nevoie de profesionaliști ca să-i educe copilul. Și de când este de la frage de pruncie, îl dăm să ni-l educe profesionalistul. Și ăsta trebuie să aibă studii și așa mai departe, și ni-l ia și ni-l formează și îl învață limbi străine și îl învață matematică și îl învață toate cele și îl învață să deseneze și îl învață. Și cu noi de-abia apucăm că ni-l educă cine? Profesionalist. Unde este bona lui Moise? Unde este învățătorul lui Moise? Unde este profesorul lui Moise? Unde este clasa 1, 2, 3? Unde sunt? Puneți, vă rog, mare scris pe educația lui Moise până la 12 ani. Un singur nume, Iochebed. Spuneți-mi, vă rog, ce i-a arătat Iochebedul lui Moise timp de 12 ani? Cum de-a reușit să-l facă pe Moise să-l vadă pe cel nevăzut? Este problema fundamentală a unui părinte. Astăzi, online, tot felul de lumi virtuale, imagini și așa mai departe, copiii noștri cresc cu ele, dinozauri, balauri, Halloween. Dar cel nevăzut, unde e? Uneori ne plângem că nu avem partituri la cântări, că nu avem
flanelografe, că nu avem material didactic, că nu știm. Cât dintre toate astea avea Iochebed? Acolo, în simplitatea aceea cumplită, redusă la absolutul necesar, Iochebed nu face altceva decât să-i arate pe cel nevăzut. Și acel nevăzut rămâne o viață întreagă în mintea lui Moise. Dacă nu l-ar fi văzut pe cel nevăzut, Moise va avea toate motivele să-și pună capăt zilelor prin ceea ce a trecut mai târziu. Și acum, vă rog frumos, minutele care îl mai urmează, aș vrea să... Timpul a trecut, dar aș vrea să vă invit la studiul de caz al lui Moise. Exodul, capitolul 2, versetele 23 la 25. După multă vreme, împăratul Egiptului a murit și copiii lui Israel gemeau din pricina robiei, scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea pe care le smulgea robia s-au suit până la Dumnezeu. Cât de mult au strigat? Cât de mult au strigat? Să știți că este important cât strigăm. Noi ca biserică avem pretenții. Avem pretenții și spunem: Doamne, să vii la noi. Avem pretenții, așteptăm ploaie timpurie și târzie. Așteptăm ca Duhul Sfânt să-și facă lucrarea între noi. Întrebarea mea este însă: cât strigăm? Aici spune: au strigat până... E în expresia românească treaba asta, a strigat până la Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mai mult de atât nu se bat. Dumnezeu a auzit gemetele lor și a dus aminte de legământul său făcut cu Avraam, Isaac și Iacov. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință de ei. Spuneți-mi o vorbă, un cuvânt care să definească situația asta. Dumnezeu le-a auzit strigătul. Cum, ce cuvânt folosiți ca să definiți situația asta? Dragoste, mulțumesc. Mai îmi dați vreun cuvânt? Redeșteptare, poftiți? Părintelor, ce a zis? Mulțumesc, dânsa spune ascultare, Dumnezeu. Fraților, întregul pasaj ne introduce într-o criză teribilă. Eu aș folosi cuvântul criză. Și acum, în contrast cu realitatea aceasta, citiți versetul următor, și anume capitolul 3 cu versetul 1. Moise păștea turma socrului său. Cum numiți? Dați-mi un cuvânt pentru această situație. Moise păștea turma socrului său. Dați-mi un cuvânt. Poftiți? Umilință, slujire, poftiți? Pace, liniște. Asta este ideea care am prins-o. În timp ce cerul era în criză, în timp ce poporul era în criză, Moise păștea turma socrului său. Fraților, vreau să vă întreb, se poate ca cerul să fie în criză și noi să paștem oile? Se poate? Adică, se poate ca cerul să fie în criză și noi habar să n-avem de criza lui Dumnezeu? Se poate? Se poate ca Dumnezeu să aibă nevoie ca cineva să intre, să rezolve situația și eu să fiu la păscut? Se poate? Vreau să vă întreb, dumneavoastră, ce oi pășteți? Dar cinstit. Sau, e Dumnezeu în criză? Sau nu e în criză? Câțiva frați îmi spun nu. Vreau să vă spun, ăsta e baiul. Că Moise stătea aici și păștea oile socrului său pentru că el credea că Dumnezeu e bine și mersi și nu e în criză. Și din cauza asta nici el nu era în criză. Frații mei, război în Israel, război în Ucraina,
lumea parcă a ieșit din făgașul ei. Toate legăturile politice care au reușit stabilitatea socio-economică, politică de până în momentul acesta, toate aceste legături, toată această, tot acest sistem se rupe. Lumea vorbește despre o nouă reașezare a lucrurilor. În realitate, lumea vorbește despre o revoluție. Noi suntem în momentul, în mijlocul unei revoluții. Că suntem conștienți, că nu suntem conștienți, asta este o altă problemă. Că noi paștem oile și stăm liniștiți la treaba noastră, asta este o altă problemă. Dar lumea e în criză. Lumea e într-o revoluție extraordinară. Mi s-a spus de multă vreme, după ce veți ieși de aici, lumea nu va mai fi aceeași. E adevărat? Și suntem într-un proces în care lumea nu va mai fi aceeași. Întrebați însă lumea cum va fi și lumea va spune, nu știm cum va fi, dar nu va mai fi aceeași. E foarte interesant să negăm viitorul, e foarte important să stricăm tot ceea ce a fost. Dacă vom mai construi ceva, asta e o altă problemă. Dar asta este definiția oricărei revoluții. Revoluția începe cu deconstructivismul sau cu stricarea tot ceea ce este și după aceea se va construi ceva în loc, dacă se va construi. Dar important este că acum să dărâmăm tot. Deconstructivismul care funcționează aici. Și am stricat familia, am stricat ființa umană. Vorbim despre supraom. Vorbim despre ultimul pas al evoluției umane. Revoluție biologică, până acum am trecut de la maimuță la om. Asta a fost ultima noastră realizare. De curând, unii au mai rămas la nivel de maimuță încă. Dar unii dintre noi am reușit să depășim nivelul. Și acum urmează etapa numărul 2, când vom trece de la nivelul de om la... Poftiți? Da. Antropogeneză. Numim noi chestiile astea. Și, într-adevăr, se va face legătura dintre om și mașină. Da. Da? Robot și om. Astfel încât un om care va avea, la un moment dat, implantat un chip, da? Va putea să ia legătura cu norul de informații pe care computerul dumneavoastră îl accesează în momentul când intră în iCloud. Da? Ce e asta? Vă imaginați ca dumneavoastră să aveți o inteligență de tipul computerului? Adică toate datele alea de care dumneavoastră vă chinuiți să le găsiți în momentul când intrați online și așa mai departe, să le proceseze mintea dumneavoastră și în loc să aveți o memorie care uită cum o chema pe Lulu, spre exemplu, de atunci până acum, uităm, da? Să magazineze date enorme cât un computer. Vă imaginați cine puteți să fiți? Asta este viitorul care se pune la dispoziție. În loc de osatura de sistemul dumneavoastră, de scheletul dumneavoastră osos, se poate aplica foarte ușor organismului dumneavoastră un schelet metalic, în așa fel încât în loc să duceți 20 de kilograme și să obosiți, să puteți să duceți 120 de kilograme și să nu simțiți. Nu e nemaipomenit? Problema este însă atunci când vom ajunge în situația asta, ce vom fi, oameni sau mașini? Pentru că nu se știe după ce lege se va ghida respectiva identitate. Vor mai avea vreo importanță cele 10 porunci pentru el sau nu? Vor mai avea cele 10 porunci vreo importanță pentru el? Omul respectiv va mai avea nevoie de mântuire sau nu va mai avea nevoie de mântuire? Dumnezeul care îl prezintă în Scriptură va fi înlocuit probabil de un Dumnezeu paranormal și așa mai departe. Și mă opresc. Vreau să vă întreb. E omenirea în criză? Paștem noi oile? E Dumnezeu în criză? Sau nu?
Frații mei, să fie foarte limpede. Dumnezeu e în criză. Să fie foarte limpede. Dumnezeu e în criză. Nu pentru că n-are mijloace, ci pentru că Dumnezeu are mijloacele sale de care în momentul ăsta are nevoie și mijloacele sale suntem noi, cei ce suntem aici. Și probabil că criza lui Dumnezeu se naște din faptul că Moise paște turma liniștit. Capitolul 3 este momentul în care Dumnezeu se întâlnește cu Moise la rug. Creează Dumnezeu un lucru extraordinar ca să atragă atenția lui Moise. Rămâne așa de meditat. Ce s-ar fi întâmplat dacă Moise trecea pe lângă rug și nu băga de seamă? Trecea mai departe. De ce să nu poată? De ce să nu poată? Deci, domnule, vreau să vă spun, în pustie, pe vremea când sunt călduri mari, izbucnesc focuri una, două. Mai ales acum de Halloween. Izbucnesc foarte multe focuri. Da? Și Moise a mai văzut un foc. Văzuse sute, a mai văzut un foc. A și trecut pe lângă el. E adevărat? Că textul biblic spune că s-a întors. Frații mei, copilul lui Dumnezeu este un copil care este atent la ceea ce se întâmplă în jurul său. Dacă Moise n-ar fi fost atent la ceea ce se întâmplă în jurul său, ar fi trecut mai departe și ar fi ratat situația asta. Dar Dumnezeu a mizat pe faptul că Moise este un om extrem de atent, este un cercetător deosebit al naturii și al cuvântului lui Dumnezeu și el așteaptă la un moment dat ocazii pentru ca să cerceteze, să învețe. Nu știu dacă în dimineața aceea Moise nu s-a rugat. Doamne, descoperă-mi planul Tău în legătură cu mine. S-o fi rugat în dimineața? Nu știu dacă Moise n-ar fi trecut și a spus, Doamne, folosește-mă astăzi, cumva, în via Ta. S-o fi rugat? Apropo, mă opresc aici. Cine-i Moise? După ce a plecat din coliba lui Iochebed, unde s-a dus? Spune repede, unde s-a dus? La palat. A intrat la universitate. Da? A intrat într-un sistem de învățământ pentru vremea aceea intensiv. A făcut cunoștință cu toată învățătura și cu toată, eu știu, provocarea egipteană. Faptul că era un sportiv și un atlet deosebit, este faptul, demonstrează în Scriptură că s-a întâlnit la un moment dat cu un egiptean și dintr-o lovitură l-a ascuns în nisip. Da? Nu i-a trebuit multe. Era un atlet puternic. Pentru tineri, dacă vreți, avea mușchi. Învățase știința luptelor și așa mai departe. Era un general priceput. Dumneavoastră știți lucrul acesta. Da, vă rog să observați. Din cauza că l-a văzut pe cel nevăzut, n-a putut să scape de gândul acesta. Și gândul ăsta l-a încurcat mult. Atât de mult l-a încurcat, încât l-a încurcat să devină faraon. Faptul că l-a văzut pe cel nevăzut a fost cea mai mare piedică în calea avansării lui Moise din punct de vedere social. N-a putut să devină faraon. Din ce cauză? Din cauza că avea în mintea lui tot timpul gândul cum să fac să scot pe poporul ăsta din robie. A fost gândul pe care îl băgase în cap cine? Mama lui. Și ceea ce l-a învățat mama până la vârsta de 12 ani nu l-a părăsit niciodată. Se încearcă să se acomodeze cu poporul său.
I-a văzut pe doi evrei certându-se și a încercat să-i învețe etică de comportament și a spus: bine, dar tu de ce? Că tu n-ai dreptate. Și l-au pârât la faraon. Cine l-a pârât la faraon că a ucis pe egiptean? Evrei, da? Vreau să te întreb un lucru. Te-ai mai fi întors vreodată la evrei după ce te-au trădat? Te-ai mai întors vreodată? Te-ar mai fi întors vreodată? Cam așa se întâmplă cu românii când pleacă în diaspora. Să nu mai vadă un român de jur împrejur. De ce? Pentru că-s răi românii. Dar evreii cum sunt? Te mai ocupi de evrei? A trebuit să fugă de la palat. A trebuit să fugă de la palat și a fugit de la palat în pustia Madianului ca să nu-l prindă faraon. Vreau să vă întreb un lucru. V-ați pus vreodată în postura lui Moise? E greu sau ușor? Astăzi, la studiul biblic, ați învățat despre Iona, că era aproape să-și pună capăt zilelor din cauza că se supărase. Din ce cauză? Dar din ce cauză s-a supărat? Poftiți? Că i s-au uscat curcubetele. De asta. Zice, m-am supărat până la moarte. Da, până la moarte. Da, Moise putuse să fie faraon. Și din cauza evreilor, pe care dorise să-i ajute, a trebuit să fugă în pustie. Fraților, vă rog să vă gândiți la sentimentele de vinovăție, la sentimentele de părere de rău. A ajuns să fie păstor la oile socrului său. Ce viitor avea? Vă rog să-mi spuneți, povestiți-mi ceva despre viitorul lui. Ce viitor avea? Poftiți? Nimic! La 40 de ani devine zero. Și nu devine zero că a fost zero. Nu, devine zero de la 100. 100% faraon. Putea să avea orice, putea să aibă orice și-ar fi dorit în viață. Și dintr-o dată a fost o fractură teribilă și a ajuns la zero. De la 100 la zero. Dumnezeu, ați plecat din România și ați venit aici ca să ajungeți de la zero la 100, nu? De asta ați venit încoace. Pentru posibilități, pentru una alta. Ați face pasul invers. De la 100 la 0. L-ați face? E o dramă. Și în momentul când a ajuns la 0, repet, sentimente de vinovăție, sentimente de nulitate, sentimente de blocaj existențial aproape, toate se îngrămădesc în viața unui om și apare gândul ăsta: eu pentru ce mai trăiesc? Ajungi într-o situație imposibilă în care te vezi la zero și, frații mei, aștepți ca Dumnezeu să intervină o zi, două, trei, un an, doi, și vezi că Dumnezeu tace și ajungi la concluzia că... La ce concluzie ajungi? Poftim? Uitat de Dumnezeu. Și paști oile socrului tău, până când le paști? Că se termină iarba. Te termini și tu. Până când le tot paști? În fiecare zi, același lucru. Iacov se plânsese că a păscut oile lui Laban câți ani? Poftiți? 14 ani. Și a zis: aoleu, cât le-am păscut. Dar Moise cât le-a păscut? 40 de ani. Frații mei, Moise a avut două variante în momentul acela. Ori să nebunească și să-și pună juvățul de gât, ori să se pocăiască, din două una. Nu poți să trăiești la oi decât dacă ești pocăit.
altfel o să mor la oi. Înțelegeți? Oile te omoară. Că n-ai viitor, n-ai nimic. N-ai o perspectivă. Psihologic, ești blocat acolo. Și spui juvățul de gât că așa-ți vine. Singura șansă să trăiești, adică să ai un rost, să ai o perspectivă la oi, singura șansă este să te pocăiești. Ce înseamnă asta? Înseamnă că l-ai văzut pe cel nevăzut. Și l-ai văzut pe cel nevăzut și când l-ai văzut pe cel nevăzut, nici oile nu-ți mai strică tabloul. Când l-ai văzut pe cel nevăzut, orică ești la curtea faraonului, orică ești la oi, nu contează, tabloul ăsta devine secundar, nu mai contează nimic, contează un singur lucru. L-ai văzut pe cel nevăzut. Atât. E forța extraordinară pe care un om poate să o aibă indiferent de ceea ce îi se întâmplă. Este forța extraordinară care te face la un moment dat să nu te agăți de grindă. Să nu-ți termini viața. Este singura forță care te face să mergi înainte și să aștepți. Auziți dumneavoastră ce zice aici? Versetul 11. Moise vorbește cu Dumnezeu la rug. Acolo. E foarte frumos momentul în care Dumnezeu îl pune pe Moise să se descalțe și îl învață pe Moise sacralitatea pentru prima dată. Descalță-te. Apropo, mai știi ce e sacru? Cunoști noțiunea de sfânt? E vreun loc unde tu, ca și creștin, om al lui Dumnezeu, să-ți scoți încălțămintea din picioare? Este vreun loc în viața ta unde se întâmplă treaba asta sau nu? Mai ai? Sau mergi peste tot încălțat? Că asta este una dintre problemele societății noastre. Ne-a învățat să mergem peste tot cu bocancii. Și să călcăm peste tot cu bocancii noștri și să nu fie nici rug, să nu fie nici sfânt, să nu fie nici templu, să nu fie niciunde. Peste tot noi mergem cu bocancii noștri. Este prima lecție pe care a învățat-o Moise acolo. Și apoi Dumnezeu desculț înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu începe să-i spună: Moise, am să te trimit. Și Moise stă desculț înaintea lui Dumnezeu și îl întreabă pe Dumnezeu: Doamne, pe cine să trimiți? Pe mine? Cine sunt eu? Auziți versetul 11. Cine sunt eu ca să mă duc la faraon? Cine sunt eu? Am auzit între dumneavoastră vorba asta. O să fie evangelizarea asta. O să treacă și o să fim la fel. Că cine suntem noi ca Dumnezeu să facă o minune? Cine suntem noi? Și am ajuns la concluzia că suntem prea mici ca Dumnezeu să facă o minune. Am ajuns la concluzia că suntem desculți și Dumnezeu nu va face o minune. Dar rețineți, Dumnezeu va face o minune numai pentru cel ce s-a desculțat. Dumnezeu va face o minune numai pentru cel care este suficient de umil să fi fost 40 de ani la păscut. Și după ce Moise a învățat să pască oile timp de 40 de ani, după ce Moise a uitat că este generalul Egiptului, după ce Moise a uitat filozofia Egiptului, după ce Moise a uitat limba Egiptului, după ce Moise a zis: nu mai sunt nimeni, în momentul ăla, după 40 de ani, ca dintr-o dată, Dumnezeu îi aprinde în cale un foc și spune: Moise, gata, am nevoie de tine. Am nevoie de tine. Și Dumnezeu, care era în criză, se adresează unui om care păștea oile liniștit și stătea în pace și spune: trezește-te, am nevoie de tine. Și Moise zice: Doamne, pe cine sunt eu? Ce ți-a venit? Dar nu mă puteai folosi acum 40 de ani, când eram și eu la conducerea Egiptului, puteam să fac ceva, Doamne, pentru tine. Și nu m-ai folosit atunci, ba dimpotrivă, ai dat cu mine în pustie. Cum mă vei folosi acum, Doamne, când n-ai cum să mă folosești? Pentru că sunt un nimeni, sunt un zero. Timp de 40 de ani am fost un zero. Încă o dată, pun întrebarea aceasta lui Valentin și între Valentine: tu ești un zero?
Ești? Și mă rog lui Dumnezeu să pot spune, da, Doamne, sunt un zero. Sunt un zero. Folosește acest zero după unul. Știți ce înseamnă să folosești un zero după unul? Să se multiplice cu 10. Și dacă folosești 2 de 0 după 1, se multiplică din 10 în 10. Folosește, Doamne, acest 0 după 1. Tu să fii 1 și eu să fiu după tine. Folosește. Ai de gând să te lași folosi de Dumnezeu? Ai de gând? Nu, serios. Cum ai de gând să te folosească Dumnezeu? Cum? Uniți, vă rog, cele două texte. Uniți textul din Evrei care spune ca și cum l-ar fi văzut pe cel nevăzut. Și apoi ascultați-L pe Dumnezeu care îl cheamă pe Moise și care îi spune: eu voi fi cu tine. Și pentru prima dată, când Dumnezeul văzut ajunge să fie Dumnezeul însoțitor. Dumnezeul văzut de departe, contemplat, ajunge să meargă împreună cu Moise și spune: eu voi fi cu tine. Și Moise, din momentul ăla, realizează, de fapt, împlinirea unei vieți întregi, împlinirea unui moment extraordinar pe care nu-l putuse înțelege. Îl văzuse pe Dumnezeu de departe, îl contemplase de departe, dar ca să fie Dumnezeu în viața lui în ziua de joi, în ziua de luni, când nu crește nici iarbă, să fie Dumnezeu lângă tine. Asta este un nou început, o nouă viață. Și Moise pornește la o nouă viață cu Dumnezeu. Și câți ani urmează de mers cu Dumnezeu? Încă 40 de ani. Doamne, ce viață, ce secvențialitate. 40 de ani cu faraon. 40 de ani cu oile. Ca în final să se finalizeze 40 de ani cu Dumnezeu. Când nu mai spera la nimic, când credea că așa va fi o viață întreagă, Dumnezeu îl ridică la cea mai frumoasă realitate a vieții. Ești gata? Ești pregătit? Și vreau să nu închei poetic. Vreau să nu închei eseistic. Vreau să vă întreb concret. O să mergeți cu Dumnezeu? De seară. O să mergeți cu Dumnezeu? Mâine seară o să veniți cu Dumnezeu? Sau o să mergeți cu Dumnezeu la vreun prieten, la vreun vecin, la cineva? O să mergeți cu Dumnezeu la faraon? Vă duceți la faraon? În așa fel încât Dumnezeu să fie cu voi? Dragii mei, noi avem cuvinte pretențioase, îi zicem evanghelizare. Dar vreau să vă spun, cuvântul e prea pretențios. În realitate nu-i decât atât. Am dorit să ne întâlnim cu Dumnezeu. Atât. În realitate e cam asta. Vii la întâlnire cu Dumnezeu, va veni El, vei veni și tu. Uneori, noi nu știm dacă vom veni sau nu. Dar vreau să vă spun un lucru. Din tot ceea ce am învățat în Sfânta Scriptură și din experiența mea, ori de câte ori, doi sau trei vor fi într-un loc, cu siguranță cineva nu va lipsi. Cine nu va lipsi? Dumnezeu. Poate că vei lipsi tu, poate că vei lipsi tu, poate că voi lipsi eu. Dar cu siguranță
El nu va lipsi. Cum ți se pare? Păi dacă El nu lipsește, eu de ce lipsesc? Am vreun motiv? Și frații mei, de data asta nu sunt chemat să nu lipsesc eu. De data asta sunt chemat să mă duc la faraon. De data asta sunt chemat să mă duc la un prieten, la un vecin. Și să-i zic, auzi, te iau în spate. Te iau în spate. Te duc pe brațe. Nu mai vină cu mine. Păi de ce? E așa frumos. Ce e frumos? Vă rog frumos să nu-i spuneți nimic de cine vorbește, să nu-i spuneți nimic de cine cântă, să nu-i spuneți nimic de unde, spuneți de un singur lucru, spuneți-i. Vino cu mine să-L întâlnești pe Dumnezeu meu. Vino să-L vezi pe Cel nevăzut. Vino să-L vezi pe Cel nevăzut. Și luați-L pe brațe. Faceți orice, numai să vină să-L vadă pe Cel nevăzut. Atât. Și rugați-vă să vină Cel nevăzut. Să fie Cel nevăzut. Rugați-vă să dispară Cel ce vorbește. Doamne ferește să fie al de dănăiață aici. N-avem nevoie de El. Avem nevoie de un singur lucru. Avem nevoie de Cel nevăzut. Nu știu dacă vă place, dar vreau să vă spun că mie îmi place așa. Eu de asta vin. Eu de asta vin, pentru că de fiecare dată când poporul lui Dumnezeu i-a dat întâlnire lui Dumnezeu într-un moment de felul ăsta, a venit Dumnezeu. Și am fost și eu prezent. Și m-am întâlnit și eu cu Dumnezeu și m-am bucurat și eu. Va fi treaba asta aici, la Londra. Se va întâmpla, pentru că Dumnezeu a promis. Lucrurile nu vor mai fi cum au fost. După această întâlnire cu Dumnezeu, lucrurile nu vor mai fi cum au fost. Nici în viața ta, nici în viața mea, nici în viața celor pe care îi vei invita aici. Amin. Amin. Te vei duce? Te vei duce? Vei scoate mâinile din sân? Știi că Moise mai târziu i-a spus Domnului, nu, eu nu mă duc, și ținea mâinile așa. Și Dumnezeu i-a zis, dacă mai ții mâna așa, o să o încurci. Cum, Doamne? Păi ia scoate-o. Și când a scos-o, ce culoare avea? Albă. Era plină de lepre. Și Dumnezeu i-a spus, dacă o vei mai ține încrucișată, așa va avea. Scoate mâna din sân. Nu mai ține-o în sân. Și du-te cu Dumnezeu la aceea pe care îi are. La faraonii tăi, despre care ai crezut că nu vor fi în stare niciodată să vină sau să-L cunoască pe Dumnezeu sau să dea drumul poporului lui Dumnezeu. Du-te la ei și vorbește-le, pentru că Domnul e cu tine. Amin. Amin. Vă invit la rugăciune. Venim, Părinte, înaintea Ta cu ființa și inima plecată, pentru ca să Te rugăm, Doamne, să nu ne lași să plecăm de aici decât cu Tine. Pentru toți aceia care până în momentul ăsta doar am vorbit despre Tine, doar am auzit vorbindu-se despre Tine, dar nu Te-am văzut. Pentru toți aceștia, mă rog, în după amiaza aceasta, și Te rugăm, Doamne, ajută-ne să Te vedem. Pentru cei care suntem orbiți de luminile acestei lumi, Te rugăm, deschide cerul și ajută-ne să vedem răsplătirea ca să rămânem cu ochii la cer. Pentru cei ce nu iubim, deschide-ne sufletul să iubim pe cei care nu Te-au auzit, nu Te-au văzut, și cu ocazia aceasta ajută-ne, Doamne, să-i aducem la Tine. Doamne,
pentru cei ce am stat cu mâini încrucișate și n-am făcut nimic. Fă, Doamne, să scoatem mâinile din sân cât mai repede, până nu ne vom îmbolnăvi de tot, de șederea asta cronică în care ne-a adus necredința noastră. Lucrează la nivelul tinerilor acestei biserici. Dă-le, Doamne, sens și putere și fă-i reprezentanții Tăi în această lume. Lucrează la nivelul bătrânilor. Doamne, fă ca înțelepciunea lor să fie înțelepciunea lucrării cu Tine. Și dacă până acum n-am lucrat, fă să ne punem la dispoziția Ta. Doamne, dacă am încercat și n-am reușit nimic ca și Moise, și dacă suntem uitați de noi înșine și de alții pe undeva și ni se pare că nu se mai întâmplă nimic, fă, Doamne, să găsim în calea noastră un rug aprins. Amin. Și învață-ne, Doamne, să ne dăm bocanci jos, că suntem prea încălțați în nesensibilitatea noastră și prea încrezători în noi înșine. Descalță-ne, Doamne, de toate astea și învață-ne din nou să ne punem la dispoziția Ta. Prin Domnul Iisus, rămâi cu noi. Amin.